sunt Denisa Păstea și acum începe emisiunea Floricica Satului, prezentată de mine și colega mea Daisy, care îi dau legătura chiar acum. Bună, Denisa! Mi-a fost dor să-ți aud glăsciorul suav. Tu vorbești serios? Chiar ți-a fost dor de mine? Da. E atât de greu de crezut? Nu te-am mai auzit de o lună de zile. Nici eu. Sper că totul e bine acolo la tine și mai sper să ne vedem cât de curând. Depinde. Habar n-am când te întorci, nu știu dacă nu voi fi ocupată. Cu cine? Sau mai bine spus, cu ce? Ei, nu vreau să te supăr chiar de la începutul emisiunii. Vezi tu, eu vara asta am fost asaltată. Să nu cumva să rosești cuvântul fan că iau foc. Nu-mi spune, chiar nu poți să treci peste? Peste ei? Sau ce vrei să spui? Îmi pare că ești pornită pe ceartă. Cine? Eu? Nu vezi că sunt calmă? Și atunci de ce deschizi discuția de fani? Te-am rugat să nu pomenești de ei. Ce mi-ai furat cei mai buni prieteni și i-ai făcut fanii tăi? Care prieten dragă? Cu care locuiesc în casă. Aha, m-am prins. Te referi la Moș Pisică, Domnul Mușchi și Chira? Păi, nu ziceai tu că vrei să scapi de ei fiindcă-ți fură mâncarea și mereu sunteți în conflict de interese? Erau certuri domestice. Nu vorbeam serios. Tot ce era te era, nu? Nu timpul, doar că ni se aducea mâncarea. Încercau să mi-o fure, dar eu sunt vigilentă. Poate că s-au supărat pe tine sau, varianta mult mai adevărată, că mă plac mai mult pe mine. E posibil, dar nu mai vreau să discut despre asta. Ai 6 fani, ține de ei. Greșit, află ca mai mulți. De când? De când nu ne-am mai văzut. Nu te cred. Pot să dovedesc, uite. Aha, ai plecat în Coreea de Sud să găsești fani? Frumos îți stă! Nu e adevărat. M-au văzut și m-au recunoscut. De mine au întrebat? Nici vorbă. Nici o problemă. Propun o mică pauză și îți arăt eu câți fani am. Propui să ne cânte cineva? Da. Uite, sunt mărinimoasă. Poți să cânti tu. Așa, ca să te vadă fanii. Bine, și cine ne mai cântă? Poate câțiva elevi de-ai doamnei Mitrița, profesoara ta. Abia aștept să-i cunosc pe fanii tăi. Nu ne ajunge o lună să ți-i prezint. De-aia începem cu tine, că nu ne ia mai mult de 10 minute. Frumoșelii-s fetilii la joc, când se prind la joc, se urtesc ca horă mai cu foc și nu stau pe loc. Fetilii din sat joacă tare apăsat, joacă strâmbi și bătătii tot printre cutii. Fetilii din sat joacă tare apăsat, joacă strâmbi și bătătii tot printre cutii. La horă sine între cutii, joacă strâmbi și bătătii măi. Și loc nu știu spăla, nu știu a spăla. Când sunt pe la sârbi știu juca, sârbi știu juca. Dar când mi și loc nu știu spăla, nu știu a spăla. Se urtesc în joc, din ochii știi să fug, și tâlcul nu le pasă că se cred masă. Se urtesc în joc, din ochii știi să fug, și tâlcul nu le pasă că se cred masă. Se strip care să mai zâmăi. Să o țin, măi.
joc să-mi ieșesc cu veselii. Joc, hai sârbi mai cu foc și mai bucurii. Tati fetele la joc să-mi ieșesc cu veselii. Joc, hai sârbi mai cu foc și mai bucurii. Eu de babili, cum am vrut spalele, voi intra și le joc să-mi vrutesc foc. Eu de babili, cum am vrut spalele, voi intra și le joc să-mi vrutesc foc. Baba cât de bătrână, dacă ești ceva nu stână mă, dă basma pe urechi, șase recă șopti feti măi, chemuiesc cu toții măi, prinde fete și flăcăi, ia prindeți-vă la joc, veniți cât mai este loc, o pop și așa. Continuăm emisiunea și mărturisesc că abia aștept să ajung acasă să fac înregistrări noi. Daisy, mă poți întrerupe când vrei. Daisy, mă auzi? Nu țipa! Aud foarte bine, dar am avut niște treburi de rezolvat. Ce treburi? Ce probleme poate avea un cățel? Un cățel simplu nu are nicio treabă. Dar un cățel vedetă, așa ca mine, are foarte multă. Dă-mi un exemplu. Răspund la mesaje, postez pe Facebook, pe YouTube. Ce mesaje? De la fanii mei. Vor să știe ce dietă țin, ce pastă de dinți folosesc. Mă faci să râd. Tu folosești pastă de dinți? Normal că da. Nu vezi ce dinți albi am? Și cum te speli tu pe dinți? Folosesc trucuri. Zi-mi și mie unul. Mestec pătrunjel pentru albire. Hi, 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 deci nu folosești periuță? Evident că nu. Și pentru o respirație proaspătă, mestec mentă. N-am mai auzit așa ceva. E un sfat bun. Ar trebui să le folosești și tu. Voi încerca odată să văd cum e. Numai puțin că tocmai am fost anunțată că un lot de fani tocmai m-a contactat. Un lot? Și cât înseamnă asta? Mai mult decât poți tu număra. Stai puțin, deci în timp ce noi vorbim, tu câștigi fani? Sfaturile mele pentru tine îi atrag pe tot mai mulți. Și sfaturile mele nu? Ai vreun nou fan de când vorbim împreună? Nu știu, habar nu am unde să caut. O să verific eu pentru tine. Mai exact o să-l rog pe managerul meu să o facă. Nu e corect, tu ai manager și eu nu. Am că se ocupă părinții tăi de asta. Nu ei i-au forțat pe cei din fotografie să se declare fanii tăi? Nu pot să cred că spui asta. Și de unde ți-a venit ideea? Par a fi crispați. Și cum ți-ai dat seama? De pe fețele lor, par încruntați. Așa e fața lor. Să știi că s-au oferit singuri. Să fie fani? N-am mai auzit așa ceva. Până și cele trei pisici care locuiesc cu tine au ales să te trădeze. E părerea ta. Bate-mi pariu că te vor trăda și pe tine cât de curând? De unde știi? Pentru că le cunosc. Sunt fățarnice. Sigur vor ceva de la tine. De la mine? Ce? Să nu le mănânc mâncarea? Glumește tu! Cât de curând te vor șantaja. Cu ce anume? Bate-mi pariu că te vor suna și îți vor cele să le aduci mâncare coreeană? Saci întregi! Încă nu m-au sunat și până aștept, hai să ne mai cânte cineva. Te-au sunat? Cine? Pisicile! Nu! Nu va trece mult și o să o facă. Abia aștept! Abia atunci o să-mi dai dreptate. Până o vor face, mă bucur de lacurile lor. Vreau să te întreb ceva. Din noi tăi fani, nu a întrebat nimeni de mine? Ce să întrebe? Habar nu au că existi. Adică eu sunt necunoscută peste hotare?
Vrei adevărul sau vrei să te mint frumos? Vezi, nu se poate discuta cu tine. Mereu te enervezi. Eu? Nu sunt deloc nervoasă. Tu inventezi asta. Când te întorci acasă? Vin acasă după ce strâng suficient bani. Sau de 100 de ori mai mulți ca tine. Asta înseamnă că niciodată. Cred că ți-e frică. Da, uite, tremur. Scuze, trebuie să luăm o pauză. De ce? Tocmai au sosit niște fani și trebuie să vorbesc cu ei. În loc să-ți vezi de emisiune, tu pierzi timpul. Te oftici? Nu. Haideți să vedem cine urmează. Rezolvat? Ce anume? Fanii. Da, am stat puțin de vorbă cu ei și mi-au spus că mă urmăresc. Sunt tot aceiași din fotografie? Nu, sunt alții. Cred că vrei să mă fraierești. De ce? Pentru că toți arată la fel și poți să-mi arăți de mai multe ori și să zici că sunt alții. Nu arată la fel. Pentru tine, că ești coreancă. Dacă te uiți mai bine, îți dai seama. Eu nu mă uit, ci îi miros. Atât îți spun, nu miroasea bine. Cum îți convine? Cum te superi? Ar trebui să se țină seama doar de fanii din România. Cine spune asta? Eu! De ce n-ai spus de la început? Pentru că nu mi-am dat seama că vei profita și o să-ți aduci tot neamul din Coreea. Nu e adevărat. Eu doar sunt născut aici. Bine. Adună cât poți, că și eu voi face la fel. Haideți să mai ascultăm câțiva interpreți până lămuresc eu lucrurile cu Daisy. Am revenit și vreau să te anunț că am primit un mesaj. De la fani? Nu, din regie. Și ce vor? Să nu ne mai certăm că ne înlocuiesc. Cu cine? Nu știu și nici nu vreau să știu. Tu ai început. Cu ce? Cu fanii. Am spus că nu mai discutăm. Gata. Bine. Și despre ce vorbim? Vrei să spui că noi nu mai avem niciun alt subiect de discuție? Cam da. În ultima vreme doar asta am făcut. E vina ta. Prea te-ai lăudat. Și tu mi-ai furat prietenii. Hai să facem pace. Ți-i dau înapoi. Așa pur și simplu. Nu te cred. Ești dubioasă. Poți să mă crezi, că așa e. Aha, m-am prins. Te-au încolțit, nu? M-au rugat ceva. Să le aduci mâncare. Da. Câte kilograme? Poate vrei să spui câte sortimente. Le-am văzut zilele trecute pe net. Au răspui cataloge întregi. E ideea lui Moș Pisică. Și câte ți-au cerut? 10. Doar atât? Din fiecare sortiment. Păi și câte sunt? N-ai vrea să știi. Încearcă-mă. Vreo 125. Cât? Cât ai auzit? Pentru asta trebuie să închiriezi singură un avion. Așa le-am zis și eu. Și ele ce-au zis? La revedere! Aceasta a fost emisiunea din luna august. Eu, Denisa Costea, vă spun la revedere. Să te aștept la aeroport să te ajut să descarci? Vorbim când mă hotărăsc să vin acasă. Aneseo! Să știi că eu nu descarc 1250 de kilograme de mâncare. Nici dacă erau pentru mine, nu le descărcam. Hai, te-am pupat!